Yes. Da. Renato, și despre tine, imediat după meciul cu Chiajna, s-a spus faptul că ți-ai îndemnat unii colegi să nu meargă la tribuna a doua să aplaude. Spune-ne, te rog, ce s-a întâmplat atunci? Nu vrei să vorbesc mult spre suporterii. Pentru mine, fotbal se joacă pentru suporterii și noi, fotbaliștii, trebuie să dăm tot pe teren, să facem pe suporterii să fie fericiți și asta. Așa a fost situație, suporterii ce vine, ce din sufletul suport pe noi, noi respectăm asta. Cine nu vrei să suport pe clubul ăsta, pe jucătorii, de ce se aplaudă? Ca o completare, acum mi-am adus aminte la întrebarea colegului despre absenții ce vor fi la meciul cu voluntari. Ce se întâmplă cu Glavina, cu Bărbuț? Nu prea mai prind lotul? No, și Glavina is injury, start now to train. No, Bărbuț was in the bench in the last game. Da. Now I don't know, I understood that they have some problem yesterday, but I have to speak with the doctor about what kind of problem. Because really yesterday was nothing in the training, everything was okay. But today I understood that feel something. Now I have to speak with Doki to understand. Glavina este accidentat, a început acum să ai luat pregătirile împreună cu echipa. Bărbuț chiar a fost pe bancă la ultima partidă. E posibil să acuze o mică problemă medicală, dar nu știu exact să vă spun despre ce este vorba, trebuie să vorbesc cu doctorul pentru a -mi confirma, pentru că la antrenament ieri nu a avut nicio problemă, însă astăzi se pare că a simțit ceva și trebuie să văd care este situația lui. Gardoș este ok după ieșirea din meci? Train normal. So is disponibil for the game. Florin s-a antrenat normal și este disponibil pentru joc. Renato, crezi că momentul cu Mitriță ruptând brazda după stadionul Oblemenco se va repeta în viitor, pentru că abia în primăvară se va schimba gazonul? E greu să acum comentează pe asta. Mitrița e oltean, el a crescut aici și cred că meci de meci el dau sufletul, dau tot pe teren. Se întâmplă după fotbal, că noi a pierdut asta meci și el a fost supărat. Asta se întâmplă la fotbal și cred că Mitrița, nu cred, știu că Mitrița e foarte bun jucător, pentru mine cel mai bun jucător la liga asta și că înscrie foarte mult goluri și face mare fericire pentru suporteri. Regres pe Hristos, pe Zlatinski, crezi că se va adapta la PCSB? Cum a spus mister, mulțumesc, a fost colegul nostru, mulțumesc, eu a fost 2 ani cu el, el a fost 3 ani aici, mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru echipa, clubul și multă baftă. La viitor. Îi faceți un cadou lui mister aducându-l pe Walter Zenga în România la voluntari? Dacă bătesc pe voluntari, facem cadou pe mister. Aduce Zenga în România. Da, nu știu. Ți-ai dorit ca voluntarul să joace în retur pe Oblemenco cu Walter Zenga antrenor? Da. E important să câștigăm acolo, să batem noi pe voluntari și nu știu dacă e cadou, nu e cadou, ma... Să câștigăm acolo. Mister, ca antrenor din fotbalul românesc, cum ați comenta rușinea de ieri seară din Europa a celor 2 echipe românești? Listen, this is my answer. I hope that FCSB and CFR go in the group. I hope for the Romanian football that both the teams go in the group, because Romania need this for the ranking, to don't lose other place in Europe. So I hope really that both the team go in the group. Vă răspund așa, pentru că chiar îmi doresc ca ambele echipe, și CFR și FCSB, să meargă să se califice în grupele Europa League. Și îmi doresc acest lucru pentru fotbalul românesc, să câștige puncte, să aibă un procentaj mai bun în clasament și să nu piardă pe viitor locuri în cupele europene. Din acest motiv, îmi doresc ca ambele echipe să se califice în grup. După meciul la Leipzig, ne-ați deschis ochii spunându-ne cât de departe e fotbalul românesc de fotbalul din Germania. Acum,
și fotbalul din Luxemburg este departe de fotbalul din România sau fotbalul din Austria de fotbal românesc? I already said that I mistake to speak or I was not clear to explain my opinion. I spoke about my team and Leipzig. My team like a Romanian team in this moment and Leipzig like a team of Deutschland. In that moment I thought that the level of my team and Leipzig was a little bit different and I said that to have chance to pass the round we had to play the perfect games, the perfect game, only this. And the other thing, absolutely not. I don't think that the Romanian football is under the football of Luxembourg. Am clarificat acest lucru, probabil m-am exprimat și eu greșit sau am fost înțeles greșit. Nu am spus, ceea ce am vrut să spun a fost, este la faptul că echipa mea, am comparat echipa mea cu echipa cu Leipzig. In that game, in Germany, în acel match, because here was different. Pentru că, cum știți, aici a fost diferit. În acel moment, Universitatea Craiova, echipa mea ca o echipă românească și Leipzig ca o echipă germană, era o diferență de nivel. Și am spus atunci că pentru a ne califica avem nevoie să facem un meci perfect pentru a reuși calificarea. Because also yesterday Leipzig only 0-0 in Ucraina, but I looked at kick. We say that with against us in Leipzig they kick 23 times against us. I looked that they kicked around 30 yesterday in Ukraine. So probably Leipzig is a good team. Pentru că Leipzig, chiar dacă a făcut 0-0 în Ucraina ieri, s-a spus că împotriva noastră a avut 23 de șuturi pe poartă, în Ucraina cred că a avut 30. Deci Leipzig este o echipă bună. Și ca să revenim la ceea ce întrebați anterior, nu cred că fotbalul din România este inferior celui din Luxemburg. Nu, e superior. Este cu siguranță superior. Okay. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim.